Da, te rog. F de x. Deci funcția f de x. F de x egal cu x pătrat. X pătrat. Minus 5x plus 1. Minus 5x plus 1. Minus 5x plus 1. Să se calculeze derivatele funcțiilor. Da. Așa mai multe, da. F derivat de x, repede, spune tu cu cine este egal. F derivat de x este egal cu x pătrat totul derivat, minus 5. Hai deodată, că de acum ai experiență. Plus 1. Deci egal cu? F derivat de x este, x pătrat derivat este 1. Coboară ăla de sus în fața, așa. Deci 2, x la puterea. 2x la întâia, 2x. Așa, 2x. X derivat e 1, 2x minus 5. Minus 5 terminat. Da. Altă, f de x egal cu? F de x este egal cu minus 3x pătrat. Minus 3x pătrat. Plus 2x la a patra. Da. Minus 0,5. Minus 0,5. F derivat de x va fi egal cu minus 6x. Minus 6x, plus 8x la a treia. 8x la a treia. Și constanta derivată e 0. Alta, f de x egal cu? F de x egal cu 3x minus x la 6. F derivat de x va fi egal cu 3 minus 6x la 5. 3 minus 6x la 5. Alta, f de x egal cu? F de x egal cu 2e la x. 2e la x minus logaritmul natural din x, da, plus radical din x. Și atunci f derivat de x arată? F derivat de x arată 2e la x. E la x este sigur că nu suferă. Da, 2e la x minus logaritmul natural din x este 1 supra x. Supra x. Și plus radical din x totul derivat este 1 supra 2 radical din x. Radical din x. Da? 1 da. Supra indice de radical. Da, e de ordin 2, nu se mai poate. Corect. Așa. F de x egal cu? F de x egal cu 2 la x plus 3 la x, da, minus radical de ordin 3 din x. Atunci f derivat de x va fi egal cu? Păi rămân 2 la x. Păi care e? Nu, nu e logarea. Da? Nu e la x. Da. 2 la x logaritura din 2. A, se înmulțește cu 2. Logaritura da, din 2, da? Da. 2 la x logaritura din 2 plus? Plus 3 la x ori 3 logaritura din 3. Din 3. Minus? Minus 1 supra radical de ordin 3 din x pătrat. Din x pătrat. Apoi. F de x egal cu? X la a cincea, da, minus sinus de x, da, plus 2 cosinus de x. 2 cos de x. F derivat de x va fi egal cu? X la a cincea e 5x la a patra. 5x la a patra. Minus sin de x derivat este cosinus de x. Iar plus 2, minus 2 sinus de x. Minus 2 sin de x, da. Că derivată plus este da, minus sin. Corect. Altă, f de x egal cu? F de x egal cu x minus 3 totul la a doua. Da. Plus 4. Plus 4. Asta e egal la pătrat și primul derivat. Da, f derivat de x? F derivat de x va fi x pătrat minus 6x plus 9 plus 4, da, și derivăm la... F derivat de x va fi egal cu? 2x. Abia acum derivăm, da? Da. 2x minus 6. 2x minus 6. Terminat. Da, și cealaltă costă la derivat. Altă funcție. F de x e egal cu x plus 1 totul la pătrat, da, plus x minus 2 totul la a treia. Da. Și egal cu, lucrăm. Ridicăm la pătrat. Da. F de x derivat va fi egal cu x pătrat plus 2x plus 1. Plus 1. Da. Plus x la a treia. X la a treia.
minus de 2 ori prima parte, ori a doua. Ori a doua. Nu, atenție, de 3 ori. De 3 ori prima parte la pătrat, mulțit cu a doua. De 3 ori prima parte la pătrat, e 3x pătrat, mulțit cu a doua, 6x pătrat. Minus 6x pătrat. Plus de 3 ori prima parte, mulțit cu a doua la pătrat. 3x ori 4. Da, da, 3x ori 4. 3 ori 4, 12. 12x și minus 8. Minus partea a doua la cub. Și atunci... f derivat de x va fi egal cu... f derivat de x va fi egal cu... 2x. 2x. Plus 2. Plus 2. Plus 3x. 3x pătrat. Da. Minus 12x. Corect. Plus 12. Plus 12. Atât. Cealaltă e constantă, da? Da. Hai să ajungem alt mod de derivare. Funcția cum a fost? Așa a fost. F de x egal cu x plus 1 la pătrat. Așa e? Da, x plus 1 la pătrat. Plus x minus 2, 3. Totul la 3. 2, totul la a? 3. 3. F derivat de x egal cu... Închipuiți că aici este ceva la a doua. Ceva la a doua iese 2 în față. În față, da. Deci vine 2 pe lângă x plus 1. Da, x plus 1. Ori x plus 1 derivat. Deci ori șmecheria asta, că nu e o constantă, ci asta mulțită cu ea derivat. Da? Am derivat ca o putere și mulțesc cu baza derivată. Deci 2 pe lângă x plus 1, da, am derivat puterea, față. Și mulțit cu x plus 1 derivat. Cu baza. Baza. A, așa. Plus... x minus 2... Atenție! Adică 3 pe lângă, 3 pe lângă x minus 2 la câta? La a doua. La a doua. Înmulțit cu x minus 2, da, derivat. X minus 2 derivat. Și egal mai departe cu... 2 pe lângă x plus 1, ori x plus 1 derivat. X-ul derivat face 1, 1, și 1 derivat 0. 0, 1. 1. 1. Plus... 3 pe lângă x minus 2, ori la pătrat. Da, la pătrat. Ori asta derivată. X derivatul e 1 și minus 2 e 1. Ori 1. 1. Și calcul. 2 pe lângă. Deci 2x plus 2. Da. Hai să vedem. Da. Plus, plus 3, 3 pe lângă. 3x. 3 pe lângă x pătrat. Da, 3 pe lângă x pătrat. Minus 4x. Plus 4. 4. 3 pe lângă x pătrat. Pătrat minus 4 x plus 4. 4. Și egal mai departe cu 2x plus 2 plus 3x pătrat. Desfac paranteza. Da. 3x pătrat minus 12x plus 3 ori 4, 12. Și egal cu 3x pătrat, în final, 3x pătrat, minus 12x cu 2x face plus 10. Plus 10x. Minus 10x pătrat. Minus 10. Plus 10x plus 14. Plus 14. Acesta este răspunsul. Noi nu l-am mai finisat aici, dar este 3x pătrat, uite. A, da, da. 3x pătrat plus 2x minus 12 minus 10x, 10x, da. Și plus 2 plus 12 face plus 14. Plus 14. Este același răspuns, da? Da, da? Deci e foarte interesant. Deci nu mai ridicăm la ea putere de acum. Am învățat șmecheria să-și derivăm acolo, da? Da. Deci derivăm după formulele și ca putere și cu baza derivată. Da, alte ghișițiuni? F de x egal cu 2 radical din x plus x radical din 2. F de x egal cu 2 radical din x plus x radical, x radical din 2. Și egal cu? Păi, 2 radical din x plus x radical din 2? 2. Păi, aici este, constanta este în față, deci f derivat de x, f derivat de x va fi egal cu 2, ori radical din x derivat. Da? Radical din x derivat, plus radical din 2, n-a nicio treabă, că constanta o cu x derivat. Și egal cu? Radical din x, 2 ori... 2 ori 1 pe radical din x. Cu 1 supra 2 radical din x. Da, 1 pe 2 radical din x. Insistă că... Da. Plus radical din 2. Radical din 2, x derivat e 1. Și egal cu 2 cu 2 se simplifică și facem 1 pe radical din x. Nu? Plus, plus radical din 2. Termin, atingești.
altă funcție, f de x egal cu? F de x egal cu logaritm în bază 3. Log în bază 3 din? Din x plus 2 la x. X plus 2 la x deoparte, nu e în argument. Da? Da. Așa. Minus x. Minus x. Atunci f derivat de x va fi egal cu logaritmul derivat. Face 1 pe argumentul său, 1 pe x. 1 pe x. Și la numitor, logaritm natural din 3. Ln din bază. Da? Ln din 3. Și plus 2 la x derivat, cât face? 2 la x derivat. 2 la x, logaritm natural din? Din 2. Din 2. Și minus x derivat face minus 1. Da? Și asta este derivat. Altă funcție, f de x egal cu? F de x egal cu minus radical din x. Minus 3 logaritm natural din x. Minus radical din x. Minus? Minus 3 logaritm natural din x. Da. Plus 3 la x. 3 la x. Atunci f derivat de x va arăta cu? F derivat de x va arăta cu... Păi 1 supra minus 2 radical din x. Adică... egal cu minus 1 supra 2 radical din x. Minus... 3 supra x. Da, 3 supra x. Plus logaritmul în bază 1 supra... Nu, 3 la x derivat este 3 la x. Logar natural da, din 3 la x. Da? Hai să vedem alta. F de x egal cu radical din 5 minus 5 și radical din x plus... 5 plus 1 de x. Deci f de x egal cu? Radical din 5 minus, minus 5 radical din x plus cosinus plus 5 cosinus de x. 5 cosinus de x. Atunci f derivat de x va arăta cum? Radical din 5 totul derivat este 1 supra... Radical din 5 e constantă? Da, da. Deci 0, 0 minus 5 5 ori 1 supra 2 radical din x, da. Plus 5, 5 și cosinus derivat e minus sinus. Deci pun minus 5 minus sinus de x. Altă funcție, f de x egal cu? F de x egal cu 10 la x. 10 la puterea x. X plus 7 logaritm natural din x, da. Minus 3 sinus de x. 3 sin de x. E atunci f derivat de x va fi egal cu 10 la x 10, derivat. 10 la x ori logaritm natural din 10, da. Plus 7 ori 7 ori 1 pe x, minus 3 cosinus de x. 3 cosinus de x. Alba. F de x egal cu? F de x egal cu 2011 la x. 2011 la x. 11 tot la x. Minus x ln din 2011. Ln? Logaritm natural, da? Da, logaritm natural. Lasă-mă cu ln asta. Ln la tine. Nu la mine. Da? Și vine 2011 la x. Deci f derivat de x egal cu? 2011 la x tot logaritm natural din 2011. Logaritm natural din 2011. Minus... aici un produs. X derivat e 1. Da, 1 ori... deschidem paranteza. Da. 1 ori logaritm natural din x, adică logaritm natural din x. Da. Plus x nederivat. Ori 1 pe x. Da. X cu x se duce și se termină. Și atunci f derivat de x va arăta. 2011 la x ori logaritm natural din 2011 minus logaritm natural din x plus 1. Minus logaritm natural din x minus 1. Că minusul din față schimbă semnul. Da. Alta? F de x egal cu?
f de x e egal cu logaritm natural din 4 minus logaritmul din 4 din 4 minus logaritmul bază 10, adică rg din x minus y la x plus 1. E la x plus 1 sus, da? Da. Sau plus 1 la bază? Nu, nu, e la x plus 1. Așa cum am scris da, acum. Da. Și egal mai departe cu... E de x, da. E logaritm... E o constantă. Da. E 0. 0? 0 minus logaritmul bază 10 din x. 1 pe x. Da. Ln din 10. Ln din 10. Da. Și e... E la x plus 1, rămâne, nu, mă rog, ce... Păi e la x, ori e la întâia. Păi e la x rămâne așa și e la întâia cu... Rămâne la întâia, cu constantă că ești în față, deci rămâne e la x e minus 1. Da. E la putere x minus 1, arată. Da? Alta. E de x egal cu logaritm în baza 2 din x la 3-a minus logaritm în baza 3 din x pătrat. Conform unor proprietăți, 3 iese în față, 2 iese în față, da? Da. Și vine. E egal mai departe să mai lucrăm, egal cu 3 logaritm în baza 2 din x minus 2 logaritm în baza 3 din x. Atunci f derivat de x va fi egală cu 3 constante sunt în față, 3 ori 1 supra x, ln din bază, din 2. Minus 2. 2, 1 supra x, logaritm natural din 3. 3. Terminat. Și ultima. Da, f de x egal cu? F de x egal cu 2 la 2x. 2 la 2x. Plus... 3 la 3x. 3 la 3x. Și f derivat de x. Da. F derivat de x va fi egal cu... 2 la 2x nu-i constant. 2 la 2x, așa, ori 2x derivat. Deci ori șmecherea aceea derivată. De ori logaritm natural din 2. Și ca și cum ar fi 2 la x, da? Da. Logaritm natural din 2 plus... plus 3 la 3x. Da. Ori 3x derivat ori logaritmul natural din 3. Și egal mai departe cu? 2 la 2x. Rămâne așa. 2 da. La 2x. 2x derivat face 2. 2. Ori 2. Ori logaritmul natural din 2. Plus 3 la 3x. Ori 3. Plus, da. Ori logaritmul natural din 3. Da. De regulă 2 logaritmul din 2 se pune în față, ca și coeficient. Deci egal cu 2 logaritm din 2, ori 2 la 2x, plus 3 logaritm din 3, ori 3 la 3x. Și asta este derivata. Iată că am finalizat și tema ta. Ne oprim repede aici. Cât eu demontez și mă decablez, tu șterge tabla.